Din prima zi reprezentând străzile, este gherila pe temei. Fii atent, Cadi. Fii atent, frate, husenii s-au adunat acum. Dacă poate așa o să ne facă și le spun. O dăm cu fiecare dintre voi parte în parte. Indiscutabil și direct trecem la fapte că nu e nicio trupă mai unită decât noi. Că noi n-am început niciodată un război. Că noi vă luăm la pul atunci când nu aveți măsură. Fără să dăm nume, vă simțiți futu-vă în gură. Lumea vă aude, poate unii chiar vă cred de-aia. Stau așa, mă uit la voi și mă întreb. Oare cât o să rezist să nu vă dau măcar o palmă? Poate o iau rata și vă caut cu vreo armă de foc. Că de-astea albe am destule, încât să vă măcelăresc pe sos pentru insulte aduse fără motiv. Mie și fraților mei, gherila PTM e aici să facă lei. Cu pas, apăsat și calități de campion, reprezint gherila autentic pantelimon. Legat de teritoriu avem reclame pe beton. Cu sau fără scenă rupem orice microfon. Yeah, yeah, gherila PTM, gherila PTM, gherila PTM. Să ia ce mai era. Te-au găsit și nu mai poți scăpa. G-H-E-R-I-L-A. Drept, stânga împrejur, dictez marș. Să dau la muie, nu apreciez nicio târfă, niciun prost care fără rost. Salut, dragii mei, și bine v-am găsit. Eu sunt Papi Luigi. Bă, am vrut și mai devreme, dar netul nu a vrut. Era un megabyte upload-ul și a fost un no-go. Să vedem dacă mere. Globuri. Nu a reușit să studieze. Cândva noaptea asta sper să reușească să studieze ultimul ultimul glob de gheață. PTM. Ok. Am găsit, ieri v-am zis și v-am promis că azi o să, adică că cândva o să lăsăm niște otrăvite. Am găsit itemele de upgrade, dar n-am mai găsit numai 5 otrăvite plus 4, deci o să fie trist. Și o să mergem aici la Stanley. Dau 19 voni Orion pentru 19 voni Phoenix. Spune pe live. Salut, salut, salut. Acum mere, bun. Și, na, 5 otrăvite plus 4 am dat. Eșuat. Plus 5. Măcar una plus 7, tot iese, sper. 6. 6, nu. Hai, mă, nici una plus 7. No, numai una plus 6. No. N-a fost mare brânză. Și plus 7. O, otrăvită plus 7. Otrăvită plus 8. Otrăvită plus 8. Cine ar fi crezut din 5 otrăvite plus 4? Ha? Nu, fumul, pereții atrag tot fumul. De fapt, în spate acolo e geamul deschis și numai perdele se umple. Nu știu să zic cât e. Mulțumesc, văd voci. Nu știu să zic cât e un un de ăla pe România. Hai, plus 9. Salut, Antic. Da, m-am o țâră, m-am tuns. Dar numai o țirică. Să-i dăm, să nu-i dăm. Cearșaf și chestii. Ce cearșaf? Nu sunt dormitor, acolo e un couch și televizor. Hai să, bă, că e aceeași melodie, dar îi remix, cred că. Indiscutabil și direct trecem la fapte că nu e nicio trupă mai unită decât noi. Că noi n-am început niciodată un război. Că noi vă luăm la pul atunci când nu aveți măsuri. Dar fără să dăm nume, vă simțiți? Și primuluț, mulțumesc frumos. Ce să-i dau cu magică, bă?
Deci m-a costat, ce m-a costat? O perlă albă și un albastru. Dacă reușește, donezi. Și dacă nu reușește, ar fi frumos să donezi. Noapte bună, mă, tu tot te culci de când te trezești, a? Următorul pas după ce te trezești e să te culci la loc, nu? Dă-i direct plan, hai că-i dau ce mai... Plus 9. Ce pula mea, mă. Uite, plus 9. O dau cu 4-500 de milioane. Măcar dă-i cu blesul. Dar de ce să stric blesul, bă? Doamne ajută, ia comers, o trăvită plus 9. Ce râde. Hai zile și tu, ceauti. Mă doare în pulă, în seara asta îmi dau vesel. Beam și din sticlă și din pahar. Mulțumesc, mulțumesc, a mers, bă. Ceauti, mai duci o berică. Bă, deci am ambulană o trăvită plus 9. La o surmeze să-i băgăm bonusuri și să-i dăm schimb, bă, pui mei. Și când iese ceva bun, îi punem și pietre, nu? 300 de milioane, nu. No. 300 de milioane din nimic. Nu-i bine? Mulțumesc. Mersi, Tim. O mers, bă. Tina, ba nu, am aici șervețel. Trăvită plus 9. La Ferrari Stanley de la Breasla Legionari, bă. Salut. Andrei, bă, am zis că donez dacă mere. Mersi fain de donație, man. Mersi, fine one. Mâinile sus, sur, mâinile sus, sur, mâinile sus, ca să poată să ne vadă. S-o scos, din păcate. S-o scos, din păcate, sticla negoț din item shop. Pentru că aș fi vrut să iau mai multe, nu? Știi? Și aș mai fi căutat dacă mergea, da? Așa să caut, știi, nu prea are rost. Salut, Nicoul. Merită o bere și Ferrari și Breasla Legionari o ladă de bere. Din 5 o trăvite plus 4, a ieșit una plus 9, ești nebun? Recomand pentru FMS bun, șansele să-ți intre... Îs mici. Acum depinde și cât de norocos ești. Luigi Phoenix, cu cine fuzionează? Cu Polaris Soare? Nu știu, bă. Nu știu, o să aflăm în curând. Ia, mai ies două săptămâni din august și vine septembrie și vine fuziunea. Bă, aș vrea să-l bonusez full și nu am MD-uri acum. Știi? Cum zic? Aș intra un pic pe Luigi să mergem să spargem un meeting cu Steel. Aș făcură, bă, deci să-mi bag picior dacă mă așteptam să fac o trăvită plus 9 din 5, o trăvită plus 4, pui mei. Știi? Deci nu mă așteptam. Cupă de înghețată. Astea trebuie să le dau lui Strigoi, cred că am 2-3. Numai una? Cred că le-am aruncat acelea, nu? Hai. 5-9 e maxim, 60, cât o fi, numai să fie cu 5 în față, sau și cu 4, e bun. Îmi pare rău, nu am reușit, ok. Hai să punem din iteme să intrăm un pic pe Luigi, că n-am mai fost pe Luigi de mult. O trăvită plus 9, bun. Mi se fulfie, sincer, dacă intră o travă sau asta. Ca capișu. Ia. Yeah.
Felicitări, Nico. Salut, mi Jasmi. Voucher de 1000 MD în MD, vreo 1200, cred acum. Merem pe lui Gel un pic. De fapt, suntem pe lui Gel, trecem pe lui un pic. Mă uită că am și o îmbunătățire, ia să-i adăugăm un bonus. O eșuat, măsă. Și cred că am învrăjește cu plus. Paguma medie 12, deci pot să aleg. Deci să futu? Am zis că dau numai de teste, sigur, nu, măta. Ok, paguma medie 12. Nu am timp să mă apuc de România și am investit prea mult timp, prea mult timp în contul de pe Phoenix. Și nu mai se merită să încep un alt server. Pardon, avem Scuffer Sir Cobblepot, Diavol Fulger, 20 obiecte. 20 obiecte, 2010 critică, asta e cu diavol, nu ne trebuie, asta e cu vampiri, o luăm, diavol, nu ne trebuie, ne trebuie petul. Salut, Rolex! Meine Nippeln sind hart. Was hast du mit deinen Nippeln gemacht, dass die hart geworden sind, man? Deci 5 otrăvite plus 4 egal o otrăvită plus 9. Cine n-ar face schimbul ăsta? Și toate au reșuat la plus 7, nu? Oh. În fine. 2010 critică luăm și ăștia, dacă mai avem un loc. Și eșarfă era să uit. Ce țâță de mâță, bă! Luigi eres el puto amo tío, de verdad molas mucho, gracias, muchas gracias, bubu, 93 token. Nu vând abanoșii cu 20 drop, pentru că merg foarte bine cu brățara cu 20 drop. Merge foarte bine cu cercei 20 drop. Nu. No. No, unde mă să ai aici? De câte e șarfa? De 22, mai am pe șaman cu una de 24 absorpție. Mai e cu pagubă medie. Cred că trebuia să-mi dau și mount-ul, bă. Cred că trebuia, da. Eli, ca să nu-l scot din show, vă mulțumesc frumos pentru Luț. Și Luțul este de la Bubu92. Luțul este de la un om foarte bun pe numele său Half-Op. Prin tăcerea. Ce fost ai? Prin tăcerea. Stai să văd. Trebuie să citesc mesajul. Luț. Prin tăcerea lui m-a învățat.
La unde văd eu astea? Da, de ce nu apare aici? Ții tuti. Un om foarte bun pe numele său Hafo, prin tăcerea lui m-a învățat clar să nu te pui cu proștii, să-i faci să tacă. Foarte, foarte așa. Faza cu cutia asta poștală este, dacă îmi spui acum deschidem cutia poștală, stai, nu mă trebuie să-mi iau itemele de aici. Faza cu cutia poștală este, să vedem, uite, deschidem cutia poștală, puțină energie, papia cu 13 zile, am primit o energie de 10 de la om de tigru primit, îi mulțumesc frumos, și dăm pe trimite către Popescu B, uite, vezi, e acolo, B, subiect, te pup, te pup. Și îi băgăm aici 1.000.000 de ang. Și dăm pe trimite. Bam. Confirmă numele destinatarului apăsând pe verifică destinatar. Trebuie să verificăm că este așa, Popescu B și trimite. Bam. Vrei să trimiți mesajul către Popescu acum, cost trimitere 1.000 de ang? Da. Bam. Și am trimis 1.000.000 de ang lui Popescu. Da. Da. Uite, și Pantic a venit la galben, s-a mutat. Ciao, man. Exemplificam cutia poștală și ai primit ceva. Trebuie să fii online pentru asta. Cine? Trebuie să fii online. Nu, deci funcționează și dacă nu ești online. Să trimitem și mie un cadou. Dacă îți trimite un jucător, un item sau yang, îi poți lua de acolo, nu cred că o folosește cineva. Bă, eu am primit o energie de 10 acolo, acum am și trimis în premieră prima oară. Ia să luăm un cal negru, am cal negru aici. Ia să deschidem și cufrile astea de pește de 2. Cartea comandantului vrăjește obiectul, wow. Wow. Deci vrăjește obiectul. 15 magie 1000, oh, nebunule. Așa. Lovitură critică, licoare atacului, inelul experienței, lumină misterioasă, pergament, licoare atacului, eșarfă royală, ho ho ho, lovitură, lovitură, lovitură pătrunzătoare, hai că am luat bine, hai că s-a meritat să deschid, bam, eșarfă royală. Eșarfa ce o am este, am cumpărat-o cu 17 absorpții, am dat 900 de milioane pe ea, este eșarfa aniversară de 10 ani, nu o să mai aveți alte șanse să o procurați. Și i-am dat să pape câteva eșarfe și are acum absorpția 22% și bonusurile absorbite sunt de pe un arc beta plus 8. Mădălin, teche teche, te pup, salut. Tina, hai zi ciao și tu. Ce, ce rușine, nu stă părul? Ciao. Seara bună. Nu uitați să dați un like. Acum mă pregăteam să scriu. Un like. Uh-huh. Dar nu... Uită. Mersi, Titi. Așa, Rolex. M-a provocat la luptă. Cu ce să dau? N-am cu ce să dau în tine, Rolex. Dar nu e nevoie, man. Acum am văzut. Așa, și-o verificat poșta. O primit, cred că în premieră o primit și Rolex ceva prin poștă.
Deci să vedem dacă avem Forge Udrea. Îți place? Îți place torcu. Bun. Hai să mai dăm un schimb pe. Deci acum să prind pagubă peste 40. Nu, trebuie să schimb caracterul, să o pun acolo. Deci să prindem pagubă peste 40 ar fi pișul lumii. Nu? Adineaure, ascultam muzica de pe fundal înainte să intru. No. Mama măsi. Și bam. O trăvită plus 9, paguba medie 12. Numai unul mai am. Acum l-am luat din cufere pește, man, Rolex. Ți-am lăsat o scrisoare. I-a lăsat și Popescu o scrisoare. Lăsai o otrăvită în depozit, nu mai știu. Mersi Andrei Robert, uite, o să-l pun imediat. Deschide cutia poștală și eu. 1.234.567. Deci da, și primesc mai mult. Mulțumesc, fain Popescu. Hai că trimit la toți câte un milion, să primesc 1.200.000 înapoi. Ar fi o afacere bună. Da. Un schimb avem aici. Cu B și îl dăm pe o trăvită. Așa, unde schimbă cu B? Aici, bam. 20 media, deci 12-20. Deci nu are rost să o vând decât dacă are peste 30 paguba medie, peste 30% și așa, paguba peste 30% și se pun și pietre. Pe serverul Phoenix, se mai numește Phoenix pentru încă câteva săptămâni, după aia o să fuzioneze și se va numi altfel. Ce mount să luăm de viteză? Punct, mulțumesc frumos de Lutz Hertz. A mea are paguba 38, cred că. Tulu dă 20 viteze de mișcare, nu-i bun. Sigiliu cal negru, hai luăm calul negru, puii mei, și așa avem nu știu câți. Andrei 21222, bine ai venit în clanul lui IG Ilor, bă, din 5 o trăvită plus 4, să faci una plus 9, ești nebun. O să punem, o să folosim Ribul cu paguba mea de 53 și o să mergem în, cred că e locul meu preferat la momentul actual de farmat cu un cont mic. Ok, și cu un cont mare merge, dar cu un cont mic e mult mai mișto. I Bogdan, cum dau mai tare, mă? Îți mulțumesc foarte frumos, I Bogdan. Așa, va trebui să merg cu Luiga prima oară, tu să mai deschid un metin. Garga Bogdan, bine ai venit. Bă, un mic farmer. Dacă te interesează un scut, rotund cu imun nu am, dar am unul fain de PVP. Pentagon. Am văzut unul asemănător cu, deci avea 5 semi-om, imun, 6 putere și 10 animale. A mea are pe lângă 6 putere și 6 vitalitate. Ăla l-am văzut la 600 de milioane și ăsta ți-l dau cu 4. Bine ați venit în clanul lui IG Ilor.
Deci Pentagon, 6 vitalitate, 6 putere, 5 semiom, imun la necunoștință, sau mai am un rotund negru, 20 experiență, 12 putere. Bine ați venit, dragii mei, vă pup! Schimbul 3, locuiesc în Nuremberg, Germania, Bayern. Deci poți să iei ăsta plus 9 full bonus, nu știu. Sunt bonusuri bune, mai ales dacă mergi la orice, are și 20 orice. Ui, bună seara Deadpool, nu sunt în România, bă. Mulțumesc, Andrei Robert, nu, vezi? Deviza unui prieten de-al meu, o să fii noroc să ai. Și a unui alt, și a unui alt prieten de-al meu, o să fii noroc că ești. Așa, și mi s-a închis celălalt metin, acum se deschide. Deadpool, îl iei tu? Kenu e pakistanezul, se merită dacă ai foarte mult timp. Dacă ai foarte mult timp de metin, de liber, să joci metin, se merită. Banii sunt doar o scurtătură, deci poți să obține absolut totul în joc fără să bagi bani. Dar chestia asta necesită mai mult timp pe joc, adică să investești exponențial mai mult timp, știi? Ube, tata Luigi, salut Santa, te pup, man. Și da, eșarfa de pe Luiga este aceasta. Asta am primit-o, bă, cadou pe serverul Nemesis, parcă. Asta împreună de o grămadă de iteme, bă. Și cel care mi le-a dat, mi-a dat contul cu totul. Și mi-a scris acum vreo lună sau ceva de genul, face, bă, mai ai contul meu? Zic, da. Zic, bă, nu ai putea să mi-l dai înapoi, ți-l plătesc, nu știu, zic, bă, ești nebun. Și am dat și contul înapoi. Ginga, înainte, adică eu m-am mutat de 2 luni, aveam 100 de megabytes download-ul și 6 megabytes upload-ul, și aici unde m-am mutat acum am 50, a fost singurul net disponibil, dar îmi place pentru că am 50 de megabytes download-ul și 12 mega upload-ul. Deci asta îmi place foarte mult. Nu, este sora mea și prietena mea în același timp, prieten cu sora mea. Nu e pe megabits, nu în megabits m-am pronunțat, dezertorul sunt channel 2, Mablu, respect, respect, sunt channel 2, Mablu, antic, antic, nu merge la unde te de seara, bă, antic, mâine, mâine, man. Bună seara, Jevais. Oana Faltebacher, Surek, bă, salut, man. Bă, acum stau lângă tine, bă, stau la 3 stații de tramvai de Diana Plaț. Dacă ești acel Surek, deci am putea să facem cumva să bem o bere. Și merge, bă, am vrut să fac un live acum vreo oră și am început și a fost ceva cu ăsta. Și am sunat la ei, zic, bă, am un mega, era un mega upload, că am făcut speed test-ul. Și ori făcut nu știu ce, ori resetat magistrala sau nu știu ce și acum merge. Deci acum, în momentul de față, fac stream cu 6 mega sau 7. 7 mega, deci merge, asta mă interesează cel mai mult, upload-ul. Ba, acum stau, deci m-am mutat, land grab în strase, acolo mă dau jos din tramvai și am 300 de metri până acasă. Deci acum stau mult mai aproape de tine, nu mai trebuie să vin din fiul sau ceva. Hai că facem cumva să ne întâlnim.
Dezertorul. Cred că el este Deadpool și vrea să îmi cumpere scutul. Nico, unde e dezertorul? Mai am numărul tău, stai acum mă și uit. Mă uit pe WhatsApp. Pe WhatsApp nu l-am. Andrei, da, cu 268 la sfârșit. Dacă ăsta e, te am. Dăm un duel de plictiseală. Unde-i Deadwing? Ce clasă e cel mai important? Că dacă nu-i oare ambelito. 100%. Hai. Hai. Da, dăm, ce-o fi cu mine. A, acolo mă aștepți pentru că acolo e BRR. Nu, ok. Ești BM? Stai așa. Ești BM? Na, bun. Am zero magie. Hai. O să fac... Cu ce căcat să fac? Deci aș avea un RIB cu 16 PC, 10 semi-om cu sura pe el. Dar trebuie să-i dau hit-ul, să vă dam o sabie cu sura 26 de 9. Fac asta 5-1-5 pătrunzătoare. Pardon. Și am o poțiune de magie, o rouă. Nu am rouă de magie, ba da. 15 magie, bun. Și să mai eliberăm inventarul și de astea, bun. Pam și să scot și petul. Deci n-am altă magie. Dai să pun și sabie să scot, să pun valoarea atacului. 15 sabie, 10 semion, 10 semion. Uite, 4 magie am aici, nu mai trebuie să o schimb cu așa. 2000, bun. Da, mă rupe că n-am ce să-i fac. Stai să fac și o viteză de atac. Viteză de atac. Nu mai am licor cu viteză de atac. Fac, nu mai am licor cu viteză de atac. Spăsura. No, fuck it. R. G. Stai să-mi dezactivez și poțiunile, că sigur am activată, da. Uite cine-mi dă ceva. Stai așa, unde-i aici? Bam. Bam. 200 dau sau 2000? 200, n-am ce să fac. N-am ce să fac fără magie și fără sura, bă. Trebuia și sura, bă. Să schimb piatra, dacă schimb piatra îi dau 1000 pe simplă. Coif de 41 gol, vreo 150 de milioane. GG Deadwing, nu specializat pe sura, cam tot ce am îi... Hai că acum vin să-ți dau și aia, cam tot ce am îi... Contra War. Cine mi-a dat astea? Antic? Antic. Tu mi le-ai dat, man? Da, nu? El mi l-a dat, da? Am uitat și alchimia. Și alchimia e pentru War, deci toate pentru War, vezi? Am și uitat sau ăsta. Îi... Șansa de apărare tare împotriva războinicilor. În fine, nu am ce să fac, e prea... Deci sura, BM, să contra War Corp, e clar. Și dacă eram de același level... Ce scumpete de băiat cu rângul? Salut, man! Am alchimie, dar n-am activat. Ok, schimb pe... Pe... Cicero. Pe BRR de fapt. Eu
Dar ai apărare, da, am, dar n-am atât. Ai văzut? Nu am dat damage. Deci asta e foarte dureros. Îs aici la... unde să merg Deadpool? A, deci ai alt număr. Surek. Channel 2, te rog. Ok, dacă ai alt număr atunci... dacă mi l-ai lăsat pe Skype, te găsești și... Salut, Mojo Real, bă, n-am prea mai făcut live. Dezertorul, ia câte-l aici, ăsta-l vrei, nu? Ăsta să fie. Dăm și noi un like, zice Mădălin Teche-Teche. Vin acum mapul la noi. Ok, poți să-mi dai și pe... Dacă pe contul ăsta ai bani, e ok, poți să-mi dai și pe ăsta. Că uite, am 54 de milioane. Bă, stai să caut o melodie mai de Doamne ajută. Și tu pe la noi, man. Vin acum apun la noi, ok. Salută Mr. Cristian, bă, sper că se vindecă bine. Deci, îi ai pe ăsta sau schimb? Și ce pun? Pun Voni sau Young? Da, de unde acum reînvie Phoenix-ul din cenușă. 4 Voni, mulțumesc frumos, să îl stăpânești sănătos. Nu pot acum Discord, Cristian, îmi pare sincer rău, nu pot, live, prefer să nu stau pe Discord. Dacă vrei și ăștia super ieftini pentru tine, 180 de milioane. Uite și pe Meraxes. Deci dacă vrei numai pentru tine 180 de milioane, 2000 PV, 15 cumnal. Cred că e în bucătărie, Tina cu cala. Papucii nu mersi, no, ok, să fii sănătos. Bă, nu, prea mult. Prea mult, mă. Nici asta nu vrei. Tot ieftin. Uite, vezi cum găsești omul. Salutare, Bogdanel. Să văd dacă o... Îi... DCN-ul... 7 zile. Ia mă că îi, mă. DCN-ul 7 zile urmează. Dar nu am magie. De unde căcat să pun dacă nu am? Nu am considerat sura ca fiind... Știi? Deci nu, trebuie... prea mult pentru sura. Hai noroc, Yanis, și s-a terminat aia, da. Am început
început din prima zi în care am rostit cuvântul. Am început din prima seară în care s-a învârtit pământul. Mi-au zis ai mei, zi ce vrei, dar să producă lei. Mi-am luat 2 MC cu mine, 3 care și DJ. Au urmat rimele. Ar fi culmea să iau strike pentru televizor, că se vede. Se vede bine? Mă place ce televizor am. Poate luam și premiul Nobel pentru pace în cartier. În tot ce am făcut și fac încă țin cont de 3 lucruri, 2 platane și un microfon. Fără ele, ești ca fotbalul fără pele, ca os fără piele, lunatic. Bine fac, bă, Cristian. Îi dau un pic de liberi și sora mi-a venit în vizită. Să vedem ce să cumpără, ce să vinde. FMS PM46 Plus. Ok, hai să trecem noi pe Luigi Elu. Pe Luigi, numai Luigi Elu. Melodia se numește de 7 zile și cântă DCN-ul. Cosmin Bărbos, mere bine, am făcut din 4 otrăvite plus 4, nu, din 5 otrăvite plus 4, am făcut una plus 9 la fierar, știi? A fost mișto. Adică am început mișto, că plănuiam acolo să închei live-ul și, da, m-am amăsit. 20 drop, unde cu 20 drop? $500 de milioane gaură, îmi pare rău, man. Pare rău. Salută, venind de pe Nemesis, poate fuzionăm. Ce zici? Îți arde de o fuziune cu Phoenix? No, să vedem, este ori nu este. Stai să pun și eu o melodie. Cred că e cineva pe zonă de sparge metine. Ba nu. Să-ți facă plăcere. Cine vine, spart, cine vine, rup.
Am uitat de roșii. Hai că schimbăm pe doi. Sunt conectat la un bidon de gambinus, man. Uite-te cum dau, fii atent pe cine fut. Am paralizat-o pe mota cât am zlopoșit-o în gât. Ce pule ăsta. Ce pule. Axon. Filmează-te-o fata intitul la Virginu și fata mare. După el postăm pe YouTube lângă cealaltă filmare. Cine vine la tine miz de noapte ruptă pe Axon, timidul săracul vrea să-l faci bărbat. Vulpoiul să dă portohan, nu știe ce să spună. Dar unde-i loc de futut în pis de sigur ieși în gură. Măi fata aia lui tăticu care ești. Are, tu, deci când am auzit prima oară pe ăsta am râs de m-am spart. Habar n-ai tu de temistocle popa. Hopa ți-a scăpat un gure și pe versă ca Penelopa. Cine vine rup, cine bea, cine trage, cine sare n-a putut. Cine vine moată bat, gata. Am uitat de roșii, bă. Nu-i nu-mi trebă roșii, bă, ești bun. Cine vine bea, cine vine rup, cine bea, cine trage, cine sare n-a putut. Cine vine moată bat, gata, se trupă capul. Deschide morții, mă, fișo, acă sunt urmentatul. Cine-i camuflat, cine o arde șerpuiește, cine vine plin de praf. Emisiunea de la Barviniar, m-am făcut căcat, am căzut dracu șans. Pula mea, ce era să fac? Trag, bag, trag, pula mama voastră, dar vă aștept după colț, vă dau un capam cu infilte-n bar. Nu vă salvează nici Batman, nici Superman, nici Spiderman, nici toți la un loc mi fac față lui turmentat uman. Cine vine bar, bar, cine vine rup, cine bea, cine trage, cine sare la putut. Cine vine moartă bat, gata, se trupă capul. Deschide morții, mă, fișo, am să turnă tatu. Cine vine bat, știu că am elixirul. Cine bea, cine trage, cine sare la putut. O trebuie să-l desactivez. Bă, dar nu am drop dublu. Young, nu mai am drop dublu, bă. Cine vine rup, cine bea, cine trage, cine sare la putut. Cine vine moartă bat, gata, se trupă capul. Ce, dar nu pleci. Că seamănă ușă, bă. Cum stai, Jordan? Mă duc să ales, că eu să-ți dea like. Bă, no. Ce, stai că am vrut să pun o melodie. Mănușile tâlharului ai luat pe două săptămâni. Visele devin realitate. Visele devin realitate. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate. Când visele devin realitate. O să vezi cu ochii tăi dacă se poate. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă. Salută, se poate. Salută Butters, bine ai venit, bine ai venit, mă. Când visele devin realitate. Când visele devin realitate. O să vezi. Nu am playlist, spun ce îmi vine în minte. Melodia asta e Spike, realitate. Sau visele devin realitate. Trebuie să te ducă mintea la treburi de mine. Până să ajung să ți se rupă pula într-un BMW pe demne. Știi ce grav, nene? Nu asta-ți dărâmă visele. Doar lenea care fute planuri mult mai rău ca pizdele. Plus că ea s-a dus departe. Toate mergeau ca pe roate. Dar s-a săturat de role. Acum vrea de alea cromate. Și strici că nu se mai poate. Ciao. După toate, poate ar trebui să cauți fericirea în altă parte. Nu ești ultimul, nici primul care să-și ia pe spate. De la bani, de la tovarăși sau prințese, boss umflate. Mulți încearcă și cu mine, las-o moartă, zău. Eu nu țin cont de ce crezi tu sau ce-i în capul tău. Și când apar cu ceva nou, tot sunt la modul wow. Ăștia stai dracu, frate, dar sună marfă rău. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Că visele devin realitate. Când visele devin realitate, o să vezi cu ochii tăi dacă se poate. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate. Când visele devin realitate, o să vezi cu ochii tăi dacă se poate. Și-ți vezi de treburi, că oricum viața
viața merge în șuturi. Ai căzut, te ridicat, înveți noi moduri să te scuturi. Înveți să te bucuri mai des și fără ajutor. Că ai probleme mai ales, ia zi mai dă-le morților. Nu trebuie să fii clar văzător. Mi-a luat vreo un an jumate să fac P-ul la Aura Sabiei pe contul ăsta. Și frate, grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate, când visele devin realitate, o să vezi cu ochii tăi dacă se poate. De obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi dacă se poate. Când visele devin realitate, când visele devin realitate, o să vezi cu ochii tăi dacă se poate. S-o duc și pe Luiga pe canalul 4. Yeah, yeah, salut agresiv, mulțumesc de Darius. Blunt, joint, cui, spliff, bye. Tine, dar puteți să stați aici. Ah, cum? Mă aud prea tare, dar puteți stați aici și închid ușa. Că sunt cel mai chill motherfucker într-o lume aglomerată. Nu stau la coadă să primesc vreun ecuson. Oamenii ziua de azi făcuți după șablon. Așa că on and on and on and on. Mă las purtat de vânt ușor ca un balon. Am răsăritul într-o țiplă de nylon. Sufletul-mi țipă. Cu Counter-Strike nu merge atât de bine. Și mi-am luat zborul ușor. Counter-Strike nu merge din păcate atât de bine. Cred că Kalashnikov sau ceva de genul. Și nu am prea mai jucat. Mă scuzați un moment. Nu, mă, cum căcați? O spart metinul singur? Astăzi te bag în ședință de urgență. Îți spun din star că asta nu-i vreo coincidență. E o experiență. Ce vreau să scot în evidență e că nu creează dependență. Creează independență. Auzi altă frecvență. Că viața e o secvență. Aura, Aura Sabiei. S-o spar metinul singur, în puii mei. S-o spar metinul singur. Da. M-am gândit de mai multe ori să dau level 61 pe Luigi. Salut, dai la schimb papucii ăia de piele pe unii tot de piele 10. Bă, Kelis, nu-i dau la schimb. Dăm 180 de milioane și să-i tăi. Ce-mi dai 180 de milioane și să-i tăi? De serios, îmi trebuie Young. Că dacă stau iarăși cu iteme să le vând, adică eu nu prea pun shop sau stau cu iteme să le vând. Joe Renny, îți mulțumesc foarte tare, man. Îți mulțumesc frumos. Ok, bum bum bum, Târnăcop plus 3. Târnăcop plus 3. Dacă aș avea și timp de minerit. Melodia trebuie schimbată și să punem una care este foarte în trend și care sper că nu o să-mi blocheze iarăși videoclipul la nivel mondial. Mulțumesc de loot.
Bă, te obișnuiesc și cu nemții după câțiva ani. Cel mai greu la mine să mă acomodez a fost când mergeam în vizită în România la cineva. Hai, nu vrei plăcintă, nu vrei, nu, mulțumesc, nu mulțumesc. Te aștepta să întrebe de 10 ori. Și știi, din respect, nu știu, așa eram obișnuit. Și aici merg la cineva în vizită, salut, vrei niște hot dog sau nu știu, zic nu, mulțumesc. Atât, nu m-a mai întrebat a doua oară. Deci aici sunt mult mai direct și fără menajamente sau așa. Deci spun în față, bă, tu vorbești cam mult, știi? Sau bă, tu vezi că ți iese un păr din nas sau ceva de aia. Sunt mult mai direct, nu neapărat mai reci. Melodia se numește My Feelings sau ceva cu My Feelings de la Drake. Drake o cântă. După câțiva ani mă acomodez, uite, și Rolex mi-a dat dreptate. Păi, ce-am curățat toate canalele? Sau e altcineva la metine? Ti? Mai îmi duci o bere, te rog. Uite-l mai aici, nu-l vedeam, bă, de ochi. Nu îl vedeam de ochi. Bine ai venit, Lulu Waka! Ce zici, șef de aia din plămâni pentru tine? Bă, și fără vrajă karma reuși un de asta la plus 9, bă. Mersi! Fără vrajă karma, bă. Ești nebun. Da, unde îi aici, ai, bun. Și-am uitat să-mi dau bufla. Nu contează, n-avem nevoie de bufla. Metine de 70. Te pup, Lulu Waka, man. În 29 septembrie o să ajung în țară. Încerc să mă restrâng la melodii românești. Încerc să mă restrâng la melodii românești. Asta o fi. Să vedem dacă e asta. Nu-mi dau seama. Doamne, ce vreme e afară, și plouă și ninge, iar eu stau cu un acoperiș și fumez pe furiș. Doamne, ce vreme e afară, e vreme caniculară. Mi-am luat un pistol și cu el am tras în voi. Ce crimă, ce păcat, stau aici într-o lundre, poate mor înecat. E noapte, e frig, îngheț, nu mai pot să respir. Ce noapte, ce zi, ce noapte, ce zi. Ce noapte, ce zi. Ce noapte, ce zi. Merg singur pe străzi. Doamne, ce noapte.
pe tine acolo te văd. Ești atât de departe, ei sunt acolo în alb închis și-mi fac semne, umbrele. Noroc. Parcă aș fi într-un vis, un coșmar fără sfârșit. Ce noapte, ce zi. 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 Sparg metinele lejer fără mâini. Știi? Nu, nu mă dau click pe metin și așa stau. Nu-mi zice nimic melodia de la Vama în țara mea. Deci acum eu vă pun doar ce știu și ce cunosc și ce-i de stat în prealabil de mine. Ok, am făcut câteva excepții, nu știu ce-a fost asta mai înainte. Scuze, ai greșit băiatul. Ai greșit buzunarul, băiatul meu. Așa să facem. O melodie românească. Alternosfera, ok, pun o melodie de la Alternosfera, dacă o știu și eu. Cred că Flori de Mai o știu, da. Flori de Mai de la Alternosfera. Bine ai venit, Yuki Nagato! Și că metin nu-i greu, știi? Bine ai venit, bine ai venit, bine ai venit. Cred că mai 1 și 2 trebuie să batem aici. Rubin opac. Cred că numai două am clare, restul am totul opac. La asta lucrez acum. Am aici o surprizică. Da, nu acum e momentul.
și mai pe 2. Loki Weeb, mulțumesc, salut și ție, man, pace. Și nu mai avem buff, dar asta nu este o problemă, de mult o problemă să nu mai e buff. Numai să găsim metinul. Uite. După fuziune o să vă arăt rubinul. Cine știe melodia asta? Crezi că știi ceva? Ai păreri? Noi suntem generația cu superputeri. Crezi că știi ceva? Ai sfaturi? Atunci parcă ne-ai întors numai căcaturi. Crezi că știi ceva? Ai păreri? Noi suntem generația cu superputeri. Crezi că știi ceva? Ai sfaturi? Atunci parcă ne-ai întors numai căcaturi. Nu știu ce se întâmplă, poștii în ultima vreme. Dar parcă nu mai aud vorbind de teme. Pică ca morți bănene, ca niște lemne. Fumează orice caca din două scheme. Nu le place școala, școala indoctrinează. De-aia stau în spatele ei și pasează. Știi ce mă deranjează? Stai să auzi fază. Dau sfatul, nu fumează, da, tot s-averează. Bă, mai scutiți copiii și luați o pauză. Sunteți frustrate că ați ajuns la menopauză. Soții la andropauză și ca să vezi, auzi, bă. Îți vezi copilul stresat și întrebi din ce cauză. Zău, e alt film, nu te fă că știe. Generația în care copiii nu mai sunt copii. Stați geană, poate mai învățați. Că n-avem nevoie de sfatul de la expirați. Crezi că știi ceva? Ai păreri? Noi suntem generația cu superputeri. Crezi că știi ceva? Ai sfaturi? Atunci parcă ne-ai întors numai căcaturi. Crezi că știi ceva? Ai păreri? Noi suntem generația cu superputeri. Crezi că știi ceva? Ai sfaturi? Atunci parcă ne-ai întors numai căcaturi. Dar tu vorbești degeaba, dar tu nu le cunoști. Te ardem deștept, da, dacă ne crezi proști. Ne confunzi cu foșca care au fost în vremea ta. Crezi că nu suntem capabili, află că da. Strigăm libertate chiar și din pușcărie. Că ștourile proaste nu țin la noi preție. Dacă o ardem și noi post, mă da plânge. Și nu le ținem gura, că de-aia îi dăm să mânce. Tu, tu preu, într-o lume tupeistă. Cine
ai băiat ce oarne ca o pizde, nu rezist. Ți-am trecut în revistă atitudinea corectă. Fă pe ce vrea pula ta și lumea te respectă. 2-0-1-1-2-0 fără număr. Facem atâtea că nici nu știu să ți le enumăr. E număr norocos oricare ți-l alegi. Nu există zile proaste, deci mă înțelegi. Crezi că știi ceva? Ai păreri? Noi suntem generația cu superputeri. Crezi că știi ceva? Ai sfaturi? Atunci apărcă ne-ai întors numai căcaturi. Crezi că știi ceva? Ai păreri? Noi suntem generația cu superputeri. Crezi că știi ceva? Ai sfaturi? Atunci apărcă ne-ai întors numai căcaturi. Da, dragii mei, acesta a fost Nane cu Atitudine, melodia care am folosit-o în videoclipul meu, Luigi Revealed, care m-a consacrat, aș putea spune. Și acum trebuie să îmi pui în mintea o altă melodie românească, trebuie să fie melodie românească. Fuziunea în septembrie. Fuziunea vine în septembrie. Iacob Sabin, îți mulțumesc foarte, foarte tare. Poate nu știi, dar mai avem ceva în cuptor. Adică Carla mai are ceva în portică. Luna viitoare aflăm dacă o fi fetiță sau fecior. Un erou din Beats și Pixel, sarcasm. Mulțumesc. Un erou format din Beats și Pixel. Deci eu am compus intro-ul, că încă de la începutul omenirii, lumea, nu știu ce, a fost martoră la... Așa. O melodie pentru voi, de la mine pentru voi, din corazon. Cred că să dau cu skate-ul în fața blocului. Nu este, mă. Nu are numai o melodie. Nu. Trebuie să mă gândesc la o altă. Dar sigur, mai este loc în breaslă. Mai este loc în breaslă. Mai este loc berechet în breaslă. Mulțumesc, mulțumesc frumos, bă. A intrat și spărgătorul de conturi. Cine este spărgătorul de conturi? Aha. Nu. Bă, dar nu găsesc pe SoundCloud melodii române. Sarcasm este spărgătorul de conturi. Eu nu știu, îmi simt contul în siguranță. Acum rămâne de văzut. Hai mă, dar nu vine o melodie bună. Mulțumesc, bă. Ia baze de date de pe private și încearcă conturile pe Metin2ro. Toate conturile care le-ai spart și le-ai obținut în așa fel își merită soarta aia. Deci nu am niciun fel de compasiune pentru ei. Bravo ție, Boman. Jur. Deci bravo ție. Hai să vedem ceva de la Puia, dacă găsim. Dacă găsim ceva de la Puia. Uite, una bună, una bună de la Puia. Am fost mult în disco pe piesa asta și multe s-au întâmplat pe piesa asta. This is the remix.
Asta e originala, aia l-alt era remix. Numai atâta mere piesa și sare la următoarea. Nu știu ce se întâmplă. Să vedem. Mi-o pica netul, mă? Nu mi-o pica netul. Deci nu se încarcă piesele, efectiv, nu știu. Aș vrea să vă văd morți. Să vă aduc habar n-a, bă. N-o să-mi pară rău. Dar și asta nu se încarcă. Merg să fac un țâș și revin imediat. Sarcasm, nu am numărat câte caractere am la parolă, dar am peste 15. Deci am peste 15 caractere la parolă, pă, griviți. 2.
Și trebuie să-mi stor creierii acum să scot o melodie bună, bună, bună. Ți-am zis eu una, ai pus-o? Nu, ce? Avem acelea sânge în mine. Așa mă, pa șaman. Vani Krugma. Aaa. Despre Kraz. Nu pa șaman. Uite, am scris acelea sânge și numai Biugi Mafia apare. Nu mă pa șaman. Așa. Ăla-i. Asta e de la sora mea. Cum bubule, papă, n-ai cunoscut-o, băi, sora mea. Fița rușine la nari. Ok, pașa mă în apă și foc după asta. Avem același sânge în bine și frați vom fi. Cum? Până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în bine și frați vom fi. Până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că nimeni niciodată nimeni nu o să poată să ne despartă. Avem același sânge în bine și frați vom fi. Până atunci când moartea ne va despărți. Încă sunt germania, da. Niciodată nimeni n-o să poată. Și aia este venit în vizită. Să ne despartă. Avem același sânge în bine și frați vom fi. Până atunci când moartea ne va despărți. Ia să-mi dau eu o grupă cu lui Iga. Să-mi dau valoarea tatălui. 71. Totul a început aici în cartier, socului Pantelimon, în sud-est București. Era o familie obișnuită, fără prea mulți bani. Se dădea dacă scoatem ce creșteau printre golani. Erau puștani, iar mama lor se chinuia că bărbasul o bătea, îi lua banii și îi bea. Tony și Alex intrau în pelea mea. Alchimia. Toată ziua erau pe afară, nu se mai duceau la școală. Într-o zi banală când măsa venea acasă, ei erau plecați, bărbasul 10.000, ho-ho, am dat 10.000. A fost zi de leafă, ea nu vrea să-i dea, el începe să o bată. Femeia speriată, înfuriată, l-a înjunghiat, iar el disperat a sărit cu ea pe cea. Altă viață cu grupă de la lui, nu? Și parcă și drop, uite-o bun. La 15 ani, în viața asta de 2 bani. Avem același sânge în vine și frați vom fi. Până atunci când moartea ne va despărți. Pentru că se leagă de obicei. Ultimele 4 videoclipuri au fost blocate la nivel mondial pentru că am consumat și ceva alcool, adică am consumat mai mult țuic, acum mă abțin numai cu bere. Și am pus melodii internaționale, trupe rock consacrate și așa. Și m-am trezit. Mă trezeam a doua zi și aveam vreo 15 mail-uri cu melodiile care... Că videoclipul tău este blocat la nivel mondial. Deci la mondial mi l-au blocat. Da, fuck it, știi? Cine au fost? Au fost privilegiat, au văzut, au ascultat. I-am simțit bine, am glumit. N-am arătat buci sau coaie pe live, știi, da. Ne-am simțit bine. Mulțumesc frumos, Andrei Cosa. Și Bart the Great s-a logodit cu Dora. Deci poate și Acușica o să aibă ceva la cuptor. Cred că i-a ieșit lunul oliu. Care acela când ai jucat cu Half-Op? Când am fost pe serverul beta? Da, Cristi Bard the Great. E foarte pe treaba lui băiatul. Și foarte cum să cade. Și joacă Metin. Și are un Sura, monstru. Un monster Sura. Ha.
nu mai e limitat pe Silviu. Andrei Cota, un smite în seara asta nu cred, pentru că nu merge cum trebuie, trebuie să-l deschid în window mode, cred că. Și nu mi-e așa arde de smite. Salut Connection Lost One. Deci bă, o otrăvită plus 9 din 5, o otrăvită plus 4. Care ar fi fost șansele? Serios bă, care ar fi fost șansele? Ce ziceți voi acolo? Ia cum stau trădătoarele acolo. Ce mâncați acolo? Mai dau niște chipsuri? Așa, pastilă de sânge este bună. Mulțumim de aprovizionare. Așa, ce pașaman a zis? Pașaman, zi, noapte? Ceva, ce melodie vă să fie? Apa și focul. Apa și focul. Nu cred că e pe ăsta. Păi bă, ploaia și focul. Pentru voi. Asta nu știu de apa și mâine. Ploaia și focul. Deci trebuie să... I-am dat play, trebuie să înceapă în orice clipă. Ok, 70, unde să mai mergem? Hai să mergem un pic să vedem ce e în Valea Seungrion. Ploaia și focul purifică totul, inima-mi bate de parcă-i tot topul, da-mi urmez scopul, băi nu le fac jocul, îmi văd de drumul meu, omul sfințește locul. Ploaia și focul purifică totul, inima-mi bate de parcă-i tot topul, da-mi urmez scopul, băi nu le fac jocul, îmi văd de drumul meu, omul sfințește locul. Zi de zi mă zbat, mă zbat pentru ai mei, ca peștele pe uscat. Mă lupt cu sistemul, dar spune-mi ce să fac, c-o fac de unul singur de când harcul s-a destrămat. Nu pot să tac, când văd atâta ură între surori și frați. O lume materială de valori am uitat, bogații se îmbogățesc, săracii tot mai sărați. Încearcă să o arzi poze de viu negativ, nu-ți urmai instinctul nativ de animal, de canibal, trăind într-un mod destructiv. Că sunt foril, nimic fictiv, se mișcă tot pe rapid. Tehnologia ți-intră în cap, nu-l mai avem pe geaca ghid. Afirmativ, calitativ, tot ce producem e rigid. Sunt depresiv când sunt lucid și câteodată agresiv. Fumez un vin să mă liniștesc puțin, că-și privesc în jurul meu și văd ca mult venin. Ploaia și focul purifică totul, inima nu să stă să se uite la meeting, bă. Cum să se să lasă să uite la meeting? Văd de drumul meu, omul sfințește locul. Ploaia și focul purifică totul, inima-mi bate de parcă-i tot copul. Dar-mi urmez scopul, băi nu le fac jocul. Nu mai am dropă. Nu mai am dropă aici. Yes, I pray. Fii my brothers and sisters, me pray every day. Când totul e ok, se iubesc frații mei, iar când dau lipsuri, se bat ca niște lei. Iacob Sabin cumpără pe Apollo clopot sau Evantai level 30 pe 20 plus PM by Yo Luigi, mulțumesc. Uite-l pe Nico. Putem pe străzi, iarbă și praf avem. Școlile sunt parzămeni. Acum suntem în Europa sau asta doar o pretindem. Ploaia și focul purifică totul, inima-mi bate de parcă-i tot.
topul, dar-mi urmez scopul. Băi, nu le fac jocul, îmi văd de drumul meu. Omul sfințește locul, ploaia și focul purifică totul. Inima-mi bate și semne exclamări l-am pus în somn. Dar-mi urmez scopul, băi, nu le fac jocul, îmi văd de drumul meu. Omul sfințește locul. Bă, dar ce eu fac? Crezi că eu nu fac în 30 de minute 61? Ok, poate nu în 30 de minute, dar tot fac 61 așa. Tata camera o iau. Dar nu. Deci nu, am deja, deci ăsta e Luigi pe Phoenix și pe serverul Dragon mai am un Luigi care e pe același cont, level 79. Care o să-l mut vreodată ce va fi posibil acest lucru, o să-l mut și o să-l facem level mare și frumos. Pe Aura M8 Iureș, M7 Puterea Vieții, M6 Incizia Triplă și o să-l mut și o să-l ducem. O să compensăm faptul că lăsăm pe ăla la Luigi 55 și pardon, o să facem mare, mare, mare. Deci o să-l mut de Văselul Dragon și o să am un War Corp nivel mare. Și frații, o lume materială de valori am uitat. Bogații se îmbogățesc, săracii tot mai săraci. E aceeași melodie, bă. Nu-ți urmai instinctul nativ de animal. De canibal trăind într-un mod destructiv. Că sunt foril, nimic fictiv. Se mișcă tot pe rapid tehnologia. Deci, bă, eu eram la vârsta discotecii. Când asta era în discotecă și când se punea melodia asta. Acela sânge. Vin sânge de taur, două sticle în ăsta și când acela sânge e voios și când zicea voios, se întorceau sticle și se aruncau pe jos. Și era porceală. Vremuri. Vremuri bun. No more blood shedding grand up on the earth. Pașa Manfezo. Cel mai mare cont al meu de pe RO este în momentul de față lui Gelul Surabiem level 80. Poți să fii din Timișoara sau de la București, poți să fii un om cu școală sau un analfabet. Nu contează că stai la sat sau că stai la oraș, poți să fii un om sărac. Bună întrebare, cum să dansa pe melodia asta. Ok, am pe serverul beta caractere de 120, câte vrea mușchiul meu. Da, na. Sunt pe serverul beta. Ascultați-mă copii, același sânge avem până când vom muri. Toți suntem la fel, așa scrie în testament. Aparența ne schimbă, însă suflet toți avem. Sistemul din care facem noi parte e corupt. Ia o multe rând, văd că se plânge tot mai mult. Cum că viața de bine tot mai scumpă pentru el. Ia politice, ni s-au bogați, îl resping. Avem și noi drepturi egale, fără să conteze sexul sau cât ești de tare, fără să conteze cine ești sau ce ai fost. Același sânge la ben cu toți. Poți să fii un avocat sau chiar și deputat, poți să fii un pușcăreaș sau poți să fii soldat. Același sânge, băi, eu avem cu toți. Poți să fii un cetățean croat, sârb, american, poți să fii catolic, ortodox sau musulman. Contează cine ești, ascultați-mă copiii. Același sânge avem până când vom muri. Poți să fii de culoare albă sau de culoare neagră, poți să fii român sau țigan, lumea trebuie să înțeleg. Același sânge, băi, eu avem cu don't shed, don't shed, no.
ce apă să ai, nu știu ce apă să ai. Și asta e de la sora mea. Asta e așa melancolică. Road to Zion, bă, nu Zion Road. Road to Zion de la Bob sau Ziggy Marley. Ai pus-o? Da. Mai străin de basme, nici eu nu mai exist. Balaurul e șmecher, iar făt frumos e trist. Cu cât urcăm în vârstă, ne suntem mai străini. Te duci copilărie și devenim hai. Bunica și bunicul ce mă înveleau cântând sunt două cruci de piatră și tac pe sub pământ. Așa mă, Damien Marley. Și mai lași crângul și un râu și niște tei. Te duci, copilărie, pe toate mile ei. Te rog o clipă să mai stai, o minune să mă nasc din nou pe 9 mai. Să cresc cu mingea în spate la bloc, să furte prin grădin caii severi și flori de soc. Să iubesc prima zăpadă, să stau cu orele în ger cu Sania pe stradă. Tot cumva du-mă înapoi la școală, să-mi corup colegii toți, să lăsăm iar clasa goală. Dăm din nou vreo 14 ani, ca să mă apuc de rap cu vise în cap și fără bani. Am părinții cum au fost, tineri și buni m-au ținut la adăpost. Adun poveștile de seară, ce mă adormeau așa frumos ca greierii de afară. Nu mă trezi în lumea asta ce-i plină de fiare. Copilărie, iartă-mă că am vrut să fiu o mare. Făceam pe atunci războaie cu săbii mici de nuc. Iar după bătălie mergeam să... Oh, oh, Bebeto, te pup, man. Ceva, ci Bebe, spălai. Pe bune. Da. Uh-huh. În diferite căi. Bă, Bebe, planul 13 octombrie, să nu-ți faci, man. O să zic eu de ce în privat. Și devenim mai răi. Mi-e atât de dor de sărbători, de bradă din sufragerie și de colindători. De un ceai de tei, ei, de zâne și zmei, de flori de gheață ce îmbrăcau geamul în polei. Îmi lipsesc cărțile din dormitor și seriile în familie la televizor. Cel mai frumos parfum venea din cozonaci, ce ieșea din mâinile mamei mele dragi. Mergeam să luăm în fugă cu mă cu surprize, apoi le jucam la cărți în câteva reprize. Și nu știam de bani, răutate sau nevoi. Copilărie, unde fugi, întoarce-te înapoi. Că m-ai lăsat să cresc, fără să mă opresc. Și acum numai în gânduri pot să copilăresc. Că-mi văd în oglindă fire albe primul rid. Te rog, dă-mi înapoi anii ce s-au dus rapid. Din timp de acasă-i mele, când mama îmi vorbea, fugeau din boltă norii și soarele zâmbea. Iar tata, orice teamă din vis mi-o spulbera. Încerc să mă amintesc contul unde am licor de copilărie, mișcare și de viteză. Fericirea mea. Copilărie, sinonim cu fericire, sinonim cu strălucire, acum doar o amintire. Amintirea orelor pierdute prin cartier, pe la scări de bloc sau jocuri prin șantier. Doar tu, prima dragoste mi-ai dat, primele emoții, primii fluturi în stomac. Tu la fel de tânăr, eu m-am schimbat tot cu tine. Mi-am luat primul pumn ce m-a făcut bărbat. Și mi-ar plăcea să stăm la masă la o vorbă de bine, să-mi spui să mai rămân aici, să nu mai fug de tine. Râmpește-te, te rog, că se face târziu. Nu mă căuta când eu n-o să mai fiu. Mi-e grea maturitatea, mi-e greu să fiu docil. Aș da orice pe lume să redevin copil. Aici erau licorile. Deci eu nu mai exist. Pasta, futeam niște chefuri, dacă se uită Eros, dacă o să vadă Eros, niște chefuri la cabană la Trandafir de I.O. 2006. La familia, ceva independent artist, București, Balta Albă, DJ Wicked, zi, cu timbru de tigru, biga, era și timpul să-mi dau flecmele în ri.
rime de calibru. Agresez urechi, hipnotizez timpane. Am vreo 85 de kg, așa că nu fac când de foame. E asediu, luăm un cuaz al capitala. Din asfalt, izbucnim în asfalt, ne e școala. Aliniem Craiova în linia întâi. M-am anunțat luptător, n-am slăbiciune la călcâi. Dăm mostră de forță, nu pe cluburile-n două. Continuăm la microfoane, și-a început în 89. Nu suntem niște indivizi, avis de bani lichizi. Rămânem acizi, dar și lucizi, deci n-ai cum să ne închizi. Curra! Zică și mai răspicat, ura! Pe care așa vrei să ne alimentezi, ura! Momentan zic Bahtalo, oficial CIA e colabo, scandalo! Mai vrei, avem milioane de idei. Mai vrei, vin să susțină pașii grei. Mai vrei, rime de la niște derbedei. Mai vrei, mai vrei, mai vrei. Mai vrei, avem milioane de idei. Mai vrei, vin să susțină pașii grei. Mai vrei, rime de la niște derbedei. Mai vrei, mai vrei. Din club până în penitenciare. Boxele de bază din Port Vaga sunt date tare. Intri pe bulevard, se aude din distanță. Muzică pentru băieți, nu pentru orice zdreanță. Sunt și Tudorie cu băieții din brigadă. Am inspirat o generație întreagă. Am pus pe bandă vorbele mele de stradă. Moda din periferie acum e respectată. Că se vede clar de la cine e plecată. Că mulți au auzit de la noi de stradă prima dată. Lucrez sub acoperire cu CIA. Oia din America, ce din Craiova, dragii mei. Vagabonzi, vă salut cu multe rime noi. Am așteptat sute de zile ca să fiu cu voi. Sunt mulți inspirați de muzica asta scandaloasă. Unii sunt pătrăți pe alții, îi aștept acasă. Ila! Se zguduie pereții. Nu venim umili, venim cu pretenții. Am venit în stil, fost două, trei injecții. Oricum mai fi nebun să fim, nu trebuie să reții. Zi! 2006, suntem încă vii. Blatul nu l-am făcut, spune boiat, pentru că n-am vrut. Stau scurt, asasine subcultura. Vă dau stingerea, vă spun și-o delicat. Cura! Mai bine stoarce decibelii din instalație. Pregătiți sala palatului pentru o demonstrație. Sunt mai pe val decât un iaht. Am garantat impact, știu exact pentru ce mă spa de fapt. În fond e vorba de dragul de a cânta, de a exprima ceva, iubește muzica. Suntem căliți, ne-am lovit cam des de multe uși. Independența de noi n-am avut mătuși. Mai vrei, avem milioane de idei. Mai vrei, să susțină pașii grei. Mai vrei, rime de la niște derbedei. Mai vrei, mai vrei, mai vrei. Mai vrei, avem milioane de idei. Mai vrei, vitor să susțină pașii grei. Mai vrei, rime de la niște derbedei. Mai vrei, mai vrei, mai vrei. Rashid, destul de acid ca să ucid concurența. Prin rime, flow și beat de cheat. Să ignor voști ce mă contestă în cor. Când îmi intru un rol de liric cascador. Amator de sporturi extreme, de clar, extrem de sincer, devin consumator extrem de rar. Dețin instinct primar, fac exces de vers. Am fost lovit, m-am ridicat, am ucis și am mers. Scris și am șters și poate am plătit prea des. Convins că nu toți cei ce ascultă au înțeles. Privit invers, adică strâmb, am întors pe toți. Ca sens orice cuvânt, într-un mod cateringos. Mereu spectaculos atunci când intervin în plin. Proces calomios, satisfăcut pe deplin. Înclin să cred că nu pot să mă abțin. Nu uitați cine sunt și de unde provin. Oamenii de cultură din România blamează pe cei ce reprezintă periferia. Se simt amenințați, dar sunt deconectați. Școala multă însă creează neadaptați. Textele de stradă, subcultură, ok. Care e alternativa? Oare Andreea Andrei? Raluca de la CNA ar vrea. Dacă s-ar putea să facem altceva. Poate Racova sau Colibaș. Urăsc din suflet oamenii la cum și lași. Neața Denis. Bă, suntem bine, Bebe, au venit și sora mea în vizită. Mai stă câteva zile și, no, ne tăgășim de nuntă. Pupuruza bine, acum acușica începe să meargă, știi? Tot să ridică singur, să mai ține cu o mână și când își dă drumul închide ochii și cade, știi? Da? O să reușească în curând să și meargă.
Salut, Cătălin Dondia! Să facem un DT ca să pot intra și cu Luiga în catacombe. Paharul. Lasă să curgă, sticla să plângă, aruncă zarul decât să mă mintă alții, mai bine paharul. Lasă să curgă, bă, antic, chiar, bă, uite, ai zis. O să după moment, mama măsii, sorry, man. Și dacă s-a stins, mai ai din kilul ăla care l-am trimis. Când nu mă regăsesc, probabil n-am multe de ales. Iau o blondă grasă de pe masă, frând de necazuri să mă îndepărtez. Într-a sau bea trupt în curs sau spart în cap. Dacă e o blondă lângă mine, de tot ce a fost pe loc am uitat. Biță, unde e kilul ăla de la grasul de lâncoa? Încă un pahar nu pot refuza, chiar dacă nu rezolv nimic așa. Termin și sticla asta fără să jur că va fi ultima. N-am nevoie să fiu treaz, știi că beau fără frică. Nu-i nevoie de clip, fiindcă-s des pe sticlă. Cât despre sticlă, nu prea-mi voie în exces, cică. Numai că n-am niciun amic treaz ca să mă zică. Și când mă văd fac haos, s-a prezit și Nostradamus. Îți demonez localul, spune-m secretul lui Bacchus. Văd starle de, dar dacă o să se îmbete, le vezi trat în toalete ca pe cel mai bun prieten. Lasă să curgă sticla să plângă, aruncă zarul decât să mă mintă alții, mai bine paharul. Lasă să curgă sticla să plângă, aruncă zarul decât să mă mintă alții, mai bine paharul. Și am pierdut pariul, trecem pe muzică internațională. Nu, doar mi se blochează videoclipul la nivel mondial. Deci nu mai poate fi redat videoclipul. În rest nu pierd mare brânză. De-aia zic că sunteți privilegiați cei care sunt acum aici. All I wanna see is that they don't really care about us. Everybody
seen it, then you mean it, then you know you have to go. Fac de te ca să o pot băga și pe Luiga în grota exilului. JJ Fatten, we rock to the wheels of fly. Can't beat that with a baseball bat. Like a cool on, easy, soft sight. Yo, in gossip, touch the cock side. Take it hands up, we're hands up. Pull a hands up, follow me, grab on my posto. Dog, that's going to fall. Boys from far east coast to those are like, what's in Ghost Town? Mind over mayhem.
making tracks. Don't let your concentration snap. I love the way she arch her back. Like how motherfuckers supposed to handle that. Nu știu, super ok, numai că DT-ul și încerc să împuie mintea o piesă mai de Doamne ajută. Yes, Armura, yes. În poza alăturată este solistul trupei Cargo, Adriani Grișan.
Numai că ține melodia la și poza. Bă, chiar, update de la colonelul Morteni. Bă, nu știu, cred că o să fie eliberat din... nu în închisoare, îi într-un ospiciu, ceva de gen. Și din câte am înțeles, are parte în fiecare zi de clisme. Acum, noi sperăm așa, până de Crăciun să... îi dea drumul, dar nu știu altceva de colonelul Morteni. Bebeto, i-am dat refresh la pagina, am crezut că e ceva ce nu s-a văzut, deci este tot în ordine cu type stream-ul. Ever Alone, nu mai ești singur, bine ai venit în clanul lui J-Lor, te întâmpinăm cu mare drag toți. Caut o melodie. Care? Tina, cine s-a apuc... Yeah.
Păi, deci încerc să găsesc o melodie care este pișul suprem al lumii. A găsit melodia, urmează acum, hai de pula mea. Hai de pula mea, stai așa, așa, stai așa. Cum îi zice la melodia? Viața-i. Bun, viața-i. Viață. Vă ține și carul. Aha. Uh-huh. Nu ai auzit de Vasile Șecaru, bă? Hai mă, Tina. Mulțumesc de luz, bă. Așa. Sper să fie bună. Mă, asta e, mă. Nu cred că e asta, dar să vedem. Mersi de roșii, mă. Mai aproape de Paris. Nu, nu e asta. Futuri. Vai, dar depărtat de paradis. Spre hotarul indecent, dispărut din document. Paradisul, nici paradisul de ciment. Rotativa de Bizanț. Bă. Și o pântână fără lanț. Și asta e o melodie bună. Unde asta a fost să-mi bat ceapă. Paradisul, raiul sfânt. E aici, e lângă tine pe pământ. Paradisul nu-i în cer. E aici, e lângă mine, ți-l ofer. Măi, asta, bă. Mă, asta încă zic că e asta. Drumul tău văzut prea rar și o piatră de hotar, rai ca visul nostru de școlar. Ziua e zi și noaptea noapte. Paradisul cu muștei și parfum de mititei. Paradisul, paradis de păurei. Roata-i roată fără dinți, crocodilul-i fără dinți. Vai, m-am născut în mehedinți. Paradisul, raiul sfânt. E aici, e lângă tine pe pământ. Paradisul nu-i în cer. E aici, e lângă mine, ți-l ofer. Metallica One e prea grea, bă. E prea grea. Armori. Îndreptăm de acum și noi către lada de gunoi. Vai, ce viață dulce ducem noi. Nici nu știu când a trecut viața ca un cântec mut. Cred că o să o iau de la început. Ce-am avut de spus am spus. Mi-am luat calul și m-am dus. Nord sau sud sau est sau spre apus. Paradisul, raiul sfânt. E aici, e lângă tine pe pământ. Paradisul nu-i în cer. E aici, e lângă mine, ți-l ofer. Ia să văd dacă nu e asta. Fuck, bă. Bă, dar ce piesă-i, bă. Trebuie să găsesc piesa asta acum seara, neapărat. Neapărat. Pot să dau să mergem? Dau să mergem. Bun. Și Nothing Else Matters e cam grea și o să mi se blocheze la nivel mondial.
Taraf de Haiduc, nu mă, deci e o piesă de genul ziua-i zi și noaptea-i noapte, moartea-i moarte și viața-i viață. Deci e un solist care e relativ populară cântă sau ceva de genul și a făcut și o piesă rock. Bă, cine-mi zice piesa? Să ne batem în clanța de ea. Te pup, Andrei Ciobunică, îți mulțumesc foarte tare de luz. Nu i și-a murit Dumitru. Deci e o piesă, deci e de râsul curcilor, bă. Viața e viață, moarte e moarte. Deci, bă, cu cine căcat, bă? Hai, mă, trebuie să o știu unul dintre voi, bă. Nu știu, nimeni dintre voi, bă. O, mă, să trecem la ale noastre. Caut-o. Dar nu am nicăieri, bă. Am auzit o singură dată și am râs de m-a încăcat pe mine, bă. Deci melodia e menită să fie super serioasă și profesionistă, dar e cu totul pe lângă. E cu totul pe lângă. Și de asta nu o pot căuta pe Shazam. No, fuck it. Bucovina, ok, o să pun o pasă. Aș vrea un ultim dar, aș vrea să poți măcar să poți să asculti tot fără să dai stop. Aș vrea să porți cu tine sufletul meu vulgar care am sport. Nu știu că toți îți promit multe, dar toți nu știu să te asculte. Eu nu promit nimic, eu am doar un suflet fulgar și un pahar murdar. Nu cânt așa grohăit. Nu, nemuritorii, viața-i viață. Are murdare până când soarele răsare. Oare o să găsesc un răspuns la orice întrebare? O să încerc să am răbdare, o să încerc să uit de somn. O să dorm până adorm, să le văd deform. Vreau să beau până rămân depusulat la orice bol. Ridic sticla să-mi spun toate păcatele în alcool. Din speranță că-n distanță o să apar ca un sol. O să las un scaun gol, lumina aprinsă pe hol. Joc același rol, în același decor. Am 1000 de voci în cap, în cor. Nu știu ce vor în seara asta. Paharele vorbesc, ele gândesc. N-am nevoie de companie, nu încerca să mă faci să zâmbesc. Iubesc, de fapt urăsc, pentru că-s mândru. De asta umplu paharul, pentru că-s gol pe dinăuntru. Și sunt momente în care aș vrea să te aud din nou. Nu știu cum se cheamă melodia, că dacă aș ști. Adică melodia asta e Pahare murdare de la... Să dorm,
Nu mai știu. Să mă uit cine te-a făcut mumoasă la Luț. Așa. Ce fi trebuie în ție, fata? Numește-mă demon, aseară am făcut un înger să plângă. A nu știu câta oară, nu știu ce mi se întâmplă și încă mai visez când fumez și beau și vreau să ne fie bine. Dar simt că nu te mai pot ține lângă mine și te înțeleg, sau măcar încerc să mă prefac. Știu că te-ai săturat să auzi mereu, îmi pare rău, n-o să mai fac, dar ăsta sunt. Probabil așa o să fiu și peste ani. Știi bine că între mine și tine n-a fost niciodată vorba de bani. Era doar vorba că într-o zi o să mă schimb și o să mă maturizez. Că o să devin responsabil și că o să încep să mă gândesc. Duce, Rolex. La sănătate, la muncă, la casă, la noi, la tot ce ne-a legat odată și la tot ce ne-am dorit amândoi. Atât de mult, nu-mi vine să cred cât timp a trecut, prin câte am trecut și mai ales prin câte ai trecut. De când ne-am cunoscut, mă întreb de ce destinul a decis să ne întâlnim și apoi ne-a ucis fiecare vis făcându-ne să suferim. De ce încă ne mai iubim? De ce mai spun ce spun acum și la ce bun? Când las în urmă numai scum și fum și tu pleci pe alt drum, de ce n-am reușit să fiu ce mi-am dorit de mic să fiu? De ce n-avem un fiu? Și mai ales de ce mai sunt încă viu când știu că inima mea e a ta și că tu n-o să mai fii a mea? Și mai ales când știu că n-o să pot iubi pe altcineva. Mi-a ajuns să te privesc. Parcă ieri, ok Bogdane, vine și aia. Mi-a ajuns să te privesc, ca să simt cât mi ești de drag. Nu mai joc pe dragon. Aș vrea ca cineva să mă bage mormânt, Doamne, dă-mi pământ, dar promite-mi că nu o să mai văd niciodată plângând, promite-mi că mă voi lăsa să o văd chiar dacă ea nu o să mă vadă. Și fă-o, Doamne, te rog să mai zâmbească încă o dată, mai dă-i o șansă, eu mi le-am risipit pe toate, mai dă-i o viață, speranțe și mie să-mi dai moarte. I-am zilele blestemate și îngroapă-mi trupul adânc, nu mă lăsa să plâng, ci dă măcar trei motive să râd. Și te rog, Doamne, foarte mult să mă mai lași din când în când, să-i mai ascult fumând pe frații Gonzales, cântând că sunt singura mea alinare atunci când inima mă doare. Și mă ustură limba de la atâtea cuvinte amare și vorbe goale, pe care le spun fără să mă gândesc că mă grăbesc și caut să las ceva cât timp mai trăiesc. Fiecare vers pe care îl spun acum îl spun direct, la fel ca fiecare pas pe care îl fac atunci când merg singur. Sunt sigur că așa mi-a fost scris, mi-aș da toată familia la schimb pentru împlinirea unui vis. E trist și tu ești trist dacă mă asculți pe mine. Copile, fă ceva să-ți fie măcar ție mai bine și nu-ți fă griji dacă vei pierde tot ce ai adunat o viață. Îți las un loc de vești lângă poeții morți, dar încă în viață învață să nu-ți păstrezi sufletul în gheață. Ieși în față, căci la sfârșit e doar un cimitir și multă ceață. Mă bucur că apreciați muzica. Ce mă simt că e etajul 9. Cât mi ești drag. Cât mi ești drag. A rămas o poveste frumoasă pe care de azi înainte o să o spui chiar tu în nopțile lungi de iarnă. Îmi amintesc parcă ieri stăteam în parc cu 4-5 beri. Parcă ieri făceam rost de grindă nicăieri. Parcă ieri zăceam toți prin scări grăniceri. Parcă ieri porneam la drum spre nicăieri. Parcă ea și parcă el nu erau prin cartier. Parcă tatăl meu încă mai lucra pe șantier. Parcă ieri eram îmbrăcați toți la fel. Parcă ieri ne bucuram la un caramel. Bogăția mea sunt amintirile noastre din sărăcie. Și cine mă înțelege acum înseamnă că știe. Parcă ieri aveam la fel mobila în sufragerie. Parcă ieri aprindeam niște ping-pong prin galerie. Parcă ieri fluturam steagul sus peste rană. Fruștani ultra ce cântam în italiană. Parcă ieri ne
strângeam toți pe la păr, parcă ieri. Astea erau parcuri, nu parcări, parcă ieri. Nu era ca azi, parcă ieri, parcă ieri. Mâncam trei, un singur fal, la fel, parcă ieri. Fumam pe rând, dintr-o țigară, parcă ieri. Stăteam toți cu nopțile pe afară, parcă ieri. Nu era ca azi, parcă ieri, parcă ieri. Mâncam trei, un singur fal, la fel, parcă ieri. Fumam pe rând, dintr-o țigară, parcă ieri. Stăteam toți cu nopțile pe afară, parcă ieri, din berărie. Furam navetele, parcă ieri eram eroi. Pentru fetele cu care jucam cârți pe porunci. Seara prin scară, parcă ieri. Ne sărutau pentru prima oară, parcă ieri. Ne cățăream pe alimentarea, parcă ieri. S-o vedem cu drag pe tante și pe coale, parcă ieri. Viața era o vacanță de vară, parcă nu ne gândeam. O să plecăm din țară, parcă ieri. Și accept și prin PayPal, am cont de PayPal, am tot. Pace bătrâne, vreau să știi că care nu te-am uitat niciodată noi pe tălică, parcă ieri. Făceam baie pe iure, parcă ieri. Ne căutai să ne zici și metele, parcă ieri. Profel de engleză, îi ziceam gagica, parcă ieri. Rupeam inele prin Nikita, parcă ieri. Nu era caz, parcă ieri, parcă ieri. Mâncam trei, un singur fal, la fel, parcă ieri. Fumam pe rând, dintr-o țigară, parcă ieri. Stăteam toți cu nopțile pe afară, parcă ieri. Nu era caz, parcă ieri, parcă ieri. Am trei, un singur fal, la fel, parcă ieri. Deci trebuie să meargă și prin PFL. Stăteam toți cu nopțile pe afară, parcă ieri eram în spate. Cu toți fotbaliștii, la Mălai și Diri Diri, cu Bobi și Cristi, parcă ieri. Împărțeam pe cintă cu dufleac și multe picam acasă, deci, multe ca să te curam, parcă ieri. Știam fumat. Bine ce mai vreau să fac, parcă ieri mergeam la concertul Iris din parc. Pe smurs cu scrum în bere și vin în tuică, parcă ieri. Funcționează tot, mama. Și asta înseamnă nimeni altul. Sunt păstător de amintiri pe care le carg cu sacul și merg pe afară. Cântam doar la bloc prima oară, dar știam că sunt sute și zeci de mii cameri prin țară. Parcă ieri ne urcam pe tren și ne ducea departe, parcă ieri. Nu conta dacă e zi sau noapte, parcă ieri eram la Gloria și era full mereu. Parcă ieri ne bucuram când auzeam am de liceu. Parcă ieri nu era ca azi, parcă ieri, parcă ieri. Mâncam trei, un singur fal, la fel, parcă ieri. Fumam pe rând, dintr-o țigară, parcă ieri. Stăteam toți cu nopțile pe afară, parcă ieri. Nu era ca azi, parcă ieri, parcă ieri. Mâncam trei, un singur fal, la fel, parcă ieri. Fumam pe rând, dintr-o țigară, parcă ieri. Stăteam toți cu nopțile pe afară, parcă ieri. Parcă ieri era, frate. Ia, trebuie să dai continue undeva sau ia sau ceva de genul. Trebuie să meargă. Nu știu, trebuie să dai un refresh sau ceva de genul. Și pe lung. Și în tot felul ți-o stat bine. Și în tot felul m-a stat bine. O poveste frumoasă. Să nu-l deu. Nimeni altul, nimeni altul. Nu știu ce să fac. Asta e ultima bere, că o poți și-o mai mulțumim mai înainte cu 4 sau 5 beri, că se dea un scara blocul cu 4 sau 5 beri. Asta e 4 sau 5 beri. Știi că într-o zi vine și raza de soare, ce schimba vieții tale culoare și simți că totul e frumos, chiar dacă încă doare. Stai în picioare, după bun furtună, ploi multă vreme rea. Mult mai puternic viața te-a făcut să fii așa după tot. Și toate ce-au trecut mai simți că poate. Mai sunt și zile bune de care poți să ai parte. Și multe zâmbete care mai sunt de afișat. Când privești în urma ta și dai seama de ce ai lăsat. De-a lungul anilor, în goana banilor. Și poți să zici acum fraților tăi că a pus sus golanilor. Sunt multe de trăit ca și ai scris. Iar eu nu vreau decât să împlinesc tot ce mi-a fost promis. Că am zis cândva că o să fac cumva să las ceva în urma mea. Și uite că acum tu n-o să mă mai poți uita. Sunt tot aici, nimeni altul la fel. Ca 98, prin tot ce scot pot să fac timpul să stea pe loc. Sunt toți aici, frate, pot să mă vezi pe strada mea sau pe o bancă în bară după un șat cum îmi zâmbesc la fel de spart. Sunt peste tot pe unde am fost, pe unde am fost. Am scris tot ce a fost în tâng aici.
te aștept în catacomba diavolului, urmează-mă, iar mânia mea te va învălui ca o tornadă. Deci o să pot merge și catacomba iadului, îți mulțumesc, Rolex One. Făcut și acest lucru posibil și pe Luiga. Primite însoțitorul, bă, să-ți dau pietrele. Valentina a donat 5 euro. Love you. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, Valentin, berbecuțul meu, mustăciosul meu preferat. Mulțumesc frumos, man. Uite, vezi, funcționează PayPal-ul. Ține-le, să le țin, ok, o să mergem la piața Gaia, să vedem ce bloc de acolo. Pă, Rolex, mersi, fain, am făcut etajul 9, putem să susținem caracterul principal acum lui Gelul, Sura BM, level 80, cu lui Gan, catacombele diavolului. Mulțumesc, Rolex, vă mulțumesc vouă că m-ați urmărit și merg să, adică mai pun o melodie. O melodie bună, 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 bună. Nu e aici, numai pe YouTube cred că o găsesc. Sau cred că am și în comp. De minute măcar să se termine luțurile, no, ok, hai că mai stăm la un pahar de vorbă. Vă las cu melodia asta, eu merg să fac un țâș și revin imediat. Valentin și-o dat zâmbetul nu doare, deși voi nu știți cum mi-am dat barca jos. Sunt tot eu lipsă de zâmbete. Aici, la platană. Să știi că mă gândesc la asta, Andrei. Bă, e o nu întrebare, e o frază filozofică. De ce căcat e atât de greu să bei 2 litri de apă pe zi, când 10 beri blană nu e nicio problemă, știi? Să mă apuc de YouTube și pe ce să mă profilez? Pe gaming, pe tutoriale, pe vlogging, pe ce? Dați-mi idei. Asta e a mea sau da?
Vox. Vox mai e? Mai e. Nu beau. Na, nimeni. N-ar fi rău. Mulțumesc, mulțumesc. Gaming. N-aș putea băga pe PUBG, Metin 2, Need for Speed, Slotomania. Need for Speed Underground 2. El a fost preferatul meu. Nu-i arunc itemele. Cum să-i arunc itemele? Mi le dau mie. N-am vrut să văd. N-ai să știi că o să mă gândesc la asta. Pot să pun eu asta, că îmi place. Doamne, dar m-ai pus așa, nici nu știu. Ce nici ești machiată? Da. Le știm cu toți. Cine se gândea că se poate spune o iubire din titan. Ne iubeam chiar dacă n-aveam niciun ban. Știu că îți amintești tot. Nu ai cum să uiți. Nu să treci peste. Nu ai cum să minți. Eram doar noi doi și soarele. Dimineața peste roa care ne-o da picioarele. În următoarele zile. Ai bisfeț cu proteine. Este. O să-mi trebuiască. Bă, dar ce ați devenit așa timizi dintr-o dată când vedeți o fată, bă? What the fuck? Altruț, wow, al meu e wow, uite, deja tăcere, deci tăcere. Dar ziceți ceva, deci mi-ați dat idei cu ce aș putea să mă apuc de YouTube. Ok, videoblog gaming, zice Rolex. Să știi că nu zici rău. Acum ați băgat rău pe PUBG, dar mai bine mă descurc pe telefon. M-a lăsat Vali pe compul lui. Primul meci a fost de acomodare. A făcut două kill-uri de primul meci. N-am murit în un... Am murit în ultimii 30, cred, nu? Așa ce nu a fost rău. Îți? Așa. Împreună ore întregi la rând. Diminețile dispăreau într-o secundă. Soarele deja începea să se ascundă. Dar să știi că parcă îmi place. Coboram cu ele, aveam nopți albe cu luna printre stele. Coboram din cer când trebuia să pleci acum. Singur bat pasul pe același drum. Pe cărare, acolo jos în vale. Tremură la bine. Mă doare. Mulțumesc, Rolex. Chiar dacă mereu mă uit cu lacrimi pe zestre. E trist afară, strop încep să cadă. Inima mea plânge și nu vreau să vadă. Nu vreau să vadă pentru că nu înțelegi. Cum a trecut timpul și mie tot nu trece. Pot trece peste o rană sau o palmă. Dar sentimentele sunt cea mai dură armă. Cea mai dură dramă care mă mai mare. Care nu se stinge. Văd blocurile, toate locurile. Toate clădirile îmi trezesc amintirile. Eram la liceu și era dimineață. Deși nu ești trei, mă aranjez. Mamă. Dar trebuia să mă pregătesc, Mițel. Na, na, na. Aceeași bancă, același pom. Sentimente sincere în același om, dar fără somn. Că nu mai dorm, apar coșmarurile și sunt mult prea negre nopțile. Aveam un vis când ai plecat, s-a stins. Acum când închid ploapele sunt în abis. Eram în paradis, mă ridicai de pe sol. Acum stau pe pământ cu sufletul gol. Trist, vroiam să fie bine, să redau plăcere. Când vorbesc de noi, să simt o mângâiere. E multă durere, nici pe departe bine. Când ai plecat, se pare că l-ai luat cu tine. Încălzit de razi, venit de nea. Timpul arde zile din viața mea. Dar la aceeași bancă și același pom. Eu te aștept pentru că sunt același om. Te văd, te simt, simt tare. Am încercat să te ating. Acum încerc să te prind. Colind străzi prin care ne plimbam.
pe care ne țineam. Eu ce zic acum simt pe bune, mă simt de parcă am pierdut ce am avut mai scump pe lume. Las timpul să treacă și parcă îmi adorme sufletul pe lac legănat într-o barcă. E iară, e seară, iară. Q&A. N-ai să văd dacă vă răspund sau nu. Încă mă gândesc la noi. Ce ați vrea să mă întrebați? Toate clădirile îmi trezesc amintirile. Dar te am în față. Hei. Hai să vedem. Mulțumesc. Mulțumesc, Andrei. Hei. Na, na, na. Serios, îmi trebuie biscuiți cu proteine la maimuțică. Na, bine. Na, 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 na. Și, Andrei. N-am o problemă cu asta. Deci poți sta foarte liniștită și nemachiată și machiată. Depinde. Mă, asta e din liceu. Pot să pun ce vreau eu. Cum dau mai încet muzica dacă vreau? Lor, aici? Nu sunt eu, Luiga. Eu sunt furiosa. Așa. Sunt de complete, nu te las în pace. Unde îți trage, Deadpool, poate că da, poate că nu. De la distanță pare mică rău, dar de aproape e chiar imens sufletul său. Pentru tine de neartis, nu-i ca o stea, e chiar o stea. Asta o primeam dedicație în liceu, de multe ori. Așa, așa. Gentlemanul rapului românesc. Mustăciosule? Mai ești printre noi, mustăciosule? Dăm un hunt mai încolo. Dăm un hunt mai târziu. Mustăciosul, apel către mustăciosul. Deadpool aș putea, mâine. Numai, probabil mâine, mai trebuie să mă acomodez un pic, m-am obișnuit acum pe mobil, pe PUBG Mobile. Mâine cu biscuiți, cu produs, dacă vrei poți să joci acum. Nu, că acum... Nu mai pot pune muzica. Nu acum, lasă-mă să mă mai antrenez un pic, să nu mă fac de râs, să măcar top 10, că acum am ieșit top 30. Ce e aia? E deasupra tuturor. Și asta îmi place. Bună seara. Al Bogdan, ăsta e Nențuțu? Mhm.
zic că ți-ai dat pe papuci. La Bogdan. Salut, ștamiți! Da, uite, preiau aici, încet, încet, conducerea. Cât să-ți dea, Vali, pe papuci? Auzi, Vali, ești model? Trebuie. Păi la ce crace are, frate meu, și ce... Pf, lux, tot ce trebuie. Eu tot i-am zis să se facă model. Na. Ești gândul meu bun când mă ascund în fum și spun că poate o să am un final de drum și spun că dacă bărbosul apelează către mustăcios. Nu cred că mai e mustăciosul, că nu a răspuns, nu ne-a zis nimic. În momentul în care toți mă lasă bani, mă fac să cred că noi este mult mai greu să fie. Cea care se ascunde, cea care poate face soare atunci când plouă, cea care poate să mă ducă într-o eră nouă. Ești bandajul care-l pun pe rană când sângerez la pământ, lipsit de orice flagă, mă faci să mă ridic și să mă scutur de țărână, să strâng din nou din dinți, gata de o nouă luptă. Poate greșesc, poate nu ești tu, poate mă măcesc sau poate nu, chiar dacă sunt furtuni, sor, soare și ploi. În orice război e mai ușor îndoi. O bere. La noi s-o câteva. Dacă sunt furtuni, sor, soare și ploi. În orice război e mai ușor îndoi. Mi-a dat Bogdan mesaj lui Valentin. Mulțumim, Bogdan. El când vine la RAD? În 13 octombrie? Dacă lasă mai așteptată, Bogdan, ai planuri în 13 octombrie, anul curent. Poate nu ești tu. Mai ziceți ceva lui J-lor. Bogdan, moderatorul number one. Așa. Îmi place, dar nu e ca acasă. O narghina, unde e că o ai? Nu mai știu. În Arad? Strandul și salonul de masaj Luana. Sau Mona Lisa. Nu, știi, drăguțel Aradul. Mai are de lucrat o țără. Nu-i ștamiți în roz, eu la ei. Așa e, Bebeto. Cât îi de bine, rău, ca la tine acasă, în țara ta, nu-i nicăieri. Faină și la Gheorov, mă. Și la Gheorov? Acum, e frumos. Și acum asta. Pe masă am tot ce contează, aș vrea să uite tot să fug, să fac ceea ce vreau, stau la bodega de pe strada mea, la măsare și beau, nu mai vin și niciun caz n-o să mai vin acasă, n-am chef casă, ne certăm așa că lasă, prefăte că nu-ți pasă, prefăte că ești proastă, dar pentru lume n-a contat la cât ești de frumoasă, îmi faci tragi, prefăte că mereu, mă cerți mereu, de ce mereu vinovată sunt. Ce mai ziceți lui Jay? Sunteți cam tăcuți?
Dacă nu-i vorba de un plusat la plus 9 sau chestii, nu mai scrieți nimic. Sau v-ați speriat. Iartă-mă, păpușă, cine? Și cine te sărută, cine? Bine seara, obosit, dar gata să te... Și dacă răspunsul nu sunt eu, te omor. Dar acum e târziu, culpă pe somn jos. Mulțumesc, Pinteale. Să fiu așa modestă, spuneți-mi ceva ce nu știu. Uite până mine, vorbește bine. Gătze. Nu vreau să mă schimb. La o bere cu Magic. Am nevoie doar de tine, de lovele. La cope. Stai, noroc. Pentru mine și când o fi mai rău să ne meargă așa de bine. Ți-am spus că nu mai vin. A trebuit să mă înțelegi, dacă nu încetezi să crezi numai ce vrei. Pierzi, se leagă de prea mult timp, prea multe, n-ai cum să le ștergi, dar încep să uiți tot ce a fost mai rău. N-aș zice, bebe, tu totuși ești decentă. Tot ce a fost mai rău și faci rău de fi. Nu arat nimic. Te gândești, spune. De ce te ferești, de ce te poți? Se poate, Rolex. Dacă fac multe prostii și spun multe porcării, să știi, tot ce e bun în sufletul meu se leagă de tine. Doamne, doamne, așa ceva. Așa ceva tu, mă. Nu se poate. Era cum constat că am început să mă schimb. Dar să vezi dacă mă feștesc un pic. Aoleo. Nu mai luam seama tot ce zic, ce fac. Mai zi tu o melodie. Mă gândeam la ceva de la Eminem, dar nu-mi vine. When I'm Gone, Mockingbird, Mama ist stolz, La Sito. Ah, ich kann Deutsch sprechen mit euch. Ich kann, und ich kann, warte mal. Ich kann sehr gut Deutsch mit russischem Akzent sprechen. Oder ich kann, I can English with Russian accent speak. I can speak English with Russian accent. E băgat în chat. Je parle très bien français. Je m'appelle... Ah! Privet, camarad, mi-a zavut Valentina. Mother Russia. Yeah. Tii, hai să încheiem cu încheiem, poveste, dar de, deja îmi place. Cu o poveste ce? De groază. Mă, cartea aia de o aveam eu, ce-i scrisă de proful de latină. Cu povești jet by jet culese de la țărani, cu vorbele lor, cu ce s-a întâmplat mai de mult. Și eu tind undeva să cred că s-au întâmplat chestiile alea, pentru că mai de mult nu circulau atâta cu mașinile, cu... Circulau mai mult cu căruțele, cu tot fel. Mamă, și câte s-au întâmplat. Da, zice că nu-i bine noaptea să saluți, dacă nu cunoști. Că zice că te ia și te poartă păstă dealuri, păstă văi. Și ai știu care ar păți. O întâmplare adevărată și un horror story. Stai să mă gândesc, că sunt mai multe. Nu una bună. Hai să mă gândesc. Din câte știu, crezi că nu-mi vine. Da, nu știu, eu cred că există rău, cum există și bine, clar există și rău. Hai să mă gândesc. Zi tu aia ce ai pățit când ai venit de la discotecă. Scrie Rain. Nu, stai, Rain. Rain, Rain sau Rain? Rain. Domnie. Nu, no, mai Rain. Rain. Deține-te, yeah. Oh, opa. Pinti. Seară bună, man. Nu, cum îi zice aia cu ploaia?
E site-ul ăla cu fulgere și... din astea de aromaterapie. .com. Rain mood. Rainymood.com. Asta. Da, dar nu-mi vine banii acum. Travel Bob. Horror Story. Știu aia ce-o pățit o mamă, dar asta e urât, așa. Egal. A avut o fată și, nu știu, pe la 18-19 ani fata a murit și ori înmormântat-o în roche de mireață. Și după înmormântare, mama ei a început să o viseze, dar o visa nopți la rând, cum plângea. Asta e pe bune, aiurea. Cum plângea și a întrebat de ce m-ai îmbrăcat așa, ca aia se poartă odată în viață. Și toată lumea râde de mine. Nu, asta mi-a povestit-o, mi s-a zbârlit pielea pe mine, nu. Păi da, Deadpool, ce eu zic la fel. Ce-mi place tastatura ta? Gentle Rain. Bună seara, ștrumpf. Ștrumpf. Ștrumpf.com. .com. Nu sunt parte. Why the fuck not? Rainy Moon. Rainy. Da, nu-mi dictez. Nu știu să scriu. Păi, ce frumos te-ai făcut. Păi nu. Da-ți din astea, țucu, cu aromaterapie. Oui, je parle très bien français. Deci cam Deutsch sprechen, un I can English, I speak English. Un poco di italiano, ma che cosa? Lutz, profesorul. Bucur Fabian, bun venit în clanul lui J-Lor. Mulțumesc, deep craziness. Cine e? Cine e cine? La cine te referi, Daniel Sora? Bogdan, și noi făceam din astea. Și el mă speria tare mult. Țin minte, nu mai îmi spune, Tina, mă transport. Și eu nu. Deci făceau așa. Tina, mă transform. Imediat mi se umezeau ochii. Vali, ce-i cu tine? Vali, ce faci? Hai, fi un horror story. N-am, păi trebuie să mă gândesc. Citesc unul. Citesc un horror story. Dar fii unul adevărat. De la când ori mers ăla când un tip mai de mult când era armată obligatorie s-a întors din armată și a ajuns cândva cu trenul de seară, ajungea trenul de seară undeva pe la 11 în zona respectivă și în drumul lui spre casă, la câteva case distanță, s-a întâlnit cu vecinul lui. Vecinul lui care tot timpul îl chema la el, îi mai dădea câte o țigară, cu el s-a apucat, cred, de fumat, era mai în vârstă, ce-i drept. Și s-a întâlnit cu el, na, ce faci, bade, Ion, nu știu cum s-o fi chemat, că am uitat. Da, Daniel, sora lui Luigi, în carne și oase. Așa? Și... Eu zis cum a fost în armată și au zis că haide că mai povestim noi mâine, că abia aștept să ajung acasă la nevastă. Și, dar n-ai o țigară să-mi dai.
Ba cum să nu? Și o dat bătrână o țigară, tipul s-a dus acasă, mare bucurie în casa lui, mamă, soția lui, l-a întâmpinat, masa plină cu de toate. Și după ce-a mâncat, și-a prins o țigară. Și din vorbă în vorbă, i-a zis nevastă sa, dar știi că a murit ba de Ion. Dar cum n-ai să moară? Că numai ce m-am întâlnit cu el și mi-a dat țigara. Și el fuma din țigara primită de la Badea Ion, care de fapt nu mai era. Nu știu, și asta e pe bune. O povestit-o... Îți mănânc rinichii. Ui, ce urât, îi lasă. Îți mănânc rinichii. După aceea Terinichiu în coace. Să mănânc rinichiu. Ui ce urâtă. Să mănânc rinichiu. E urât, Fadi. Acum trebuie să mă duci acasă. Auzi? Na, să mă duci tu acasă. Păi da, de la țară vin chestiile de genul Deadpool. Și fostul meu prof de latină, cum am zis, a scris o carte culeasă cuvânt cu cuvânt de la bătrân de 8 ceva, 90 de ani, ce ori pățit ei prin tinerețe. Mulțumesc frumos, Andrei. Aia nu știu dacă am parcurs-o toată, că la un moment dat mi s-a părut prea de tot. Tot am zis că facem un foc de tabără și povestim chestii de genul. Insane! Bună, vrei să fii gagica mea sau sal? Cred că sal. Arată o bucă? Nu. Arată o bucă, mă? Nu. Nu fac nimic. La țară se întâmplă multe chestii de genul. Da, dragii mei. Păi da, și aia cu tramvaiul, în puii mei, noaptea în pădure, plin cu bărbați cu lumânări în mână. Păi da, nu mi-e să-mi spui lor, să le povestești. Păi trebuie să-mi pregătesc. Da, dar poate mâine seară. Povestioare. Poate mâine seară. Uite-te, deci trebuie comentarii la clipul ăsta, dacă vreți povești de groază. Da, nu mai sunt sincer că ai pus muzică. Dar nu pot. Aha, pot spune pe community un pool, nu? Da, o Deadpool. Deci tot pleacă de la ceva. Pot spune pe community. Ce vreți să faceți mâine, în live de mâine. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Unde ți-i telefonul, Cucu? O zis Bogdan să te uiți pe Facebook. S-a uitat. Bă, deci, să vă zic și o poveste așa scurtă. Vrei să te las aici? Nu, stai liniștit. Deci era un taximetrist. O știu. Și... primește clientă la 12 noaptea de la cimitir. O ia, o duce acasă, la adresă, mă rog, o lasă. Mere omul să culcă, ca a doua zi, iar la 12 noaptea, primește comandă de la cimitir o doamnă. Mere o ia, iar o duce acasă, nicio problemă. A treia zi, la radio, la știri, păstă tot, că... descropați morți în cimitir și cadavre și mandibule și cranii lipsesc și nu știu ce. Iară primește comandă la cimitir, iar o ia pe doamnă.
iar o duce acasă, nu știu ce. A treia zi cu blicăriri, cu nu știu ce, artificii, deci ies flăcări din morminte, așa, în cimitir. Și ăsta iară primește apel, iar de la cimitir, și o ia pe doamnă și o întreabă, nu vă supărați, dar ce toți faceți la cimitir? Că am auzit că nu știu ce, că tu ești nu știu ce. Ce da. Și le ia de după cap. Eu sunt. Masa trebuia spus. Da, spusă în proximă, așa. Da, apropiere. E soră mai dragii mei, eu am fost Luigi, ea a fost Valentina, adică eu sunt Valentin, ea e Valentina. Da. E ora târzie, dar totuși noi am încercat. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Nu uitați un like, subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Și dacă veți mâine seară povești de groază cu Valentina, lăsați un comentariu la videoclip și un PUBG, de ce nu? V-am pupat, trai bafta lor, rămâneți sănătoși, seară bună! Seară faină, noapte bună, noapte bună copii!